Ce mai face prietenul tău, Mititelu? Că am murit de râs înainte de emisiune ce ne-ai povestit. Băi, eu v-am spus, eu am trăit între scroci în decursul vieții mele astea. Cel mai mare scroc pe care l-am cunoscut în decursul vieții mele, ăsta e. Cine? Mititelu? Bă, dacă îmi spunea nevastă mea acasă, băi, Piticuț, băi, băi, uite-te, cum, cum vă spunea nevasta? Piticuț? Da, că mie îmi zice Piti, îmi spun nepoții, da, da, toată familia. Băi, ăsta are dreptate, bă. Și eu mă uitam și știam sigur că mă pârlise ieri de păi, dar doamna vă spunea dumneavoastră în casă? Păi, dar că l-auzea la televizor, cum vorbea. Așa. Băi, la un moment dat și eu credeam, băi, nu i-aș fi dat banii. Și eu ieri îi dădusem. Și astăzi m-a atacat. Ați mai auzit așa ceva, fraților? Dar și ce zicea doamna? Mă, are dreptate, Piti, poate... Piticuț. Mă, Piti, poate nu i-ai dat, mă. Cum, băi, era? A venit la mine. Băi, fraților, cel mai mare scroc cunoscut... Fii atent aici, are o putere de convingere... Diabolică. Întreabă pe Vlad ăsta care lucrează la tine. Da. Pe ăsta l-a plătit? Da, nu știu. L-a plătit cu anii. Băi, n-a plătit de vreo 2-3 ani, nu plătise jucătorii. Pe toți îi amețeai, fraierea, n-am văzut în viața mea, dar să nu mai vorbesc. Le făcea contracte, mă. Nu vreau să... Nu mai... E rău și de el și nu vreau să... Ridică, te completez în povestea Andrei Păunescu. Știi că la tine, la noi în emisiune, da. Andrei Păunescu a spus chestia aia, că a vândut, a dat, nu l-a vândut, a cedat imnul Craiova Olguța, cum se numește. Și m-am întâlnit cu el, am fost cu el la ziua lui taică-sul la comemorare și zic, măi, cum e, mă, că... Zice, domnul Stanca, zice, tata avea pentru serviciile aduse și pentru mai multe chestii, salariu la domnul Mititelu, 15.000 de euro pe lună. Ce, dar i-a luat vreodată? Ca pițurcă, mă. Ce pițurcă a luat vreodată vreun leu? A plătit, a dat și vreun milion. L-a plătit și pe pițurcă de vreun milion. Dar am înțeles că Mititelu avea o putere de... Deci era... Ieșită din comun... Părerea mea este că te și hipnotizează. N-am văzut în viața mea până acum. Da, și eu așa m-au zis. Avocații care nu mai sunt al lui și l-au învățat să facă prostii și așa mai departe. Mm-hmm. Acum, eu i-am luat să aflu și eu ce s-a întâmplat. Băi, ce povestesc ăștia, te închini. Foștii avocați la el. Te închini. Pe unul nu l-a plătit. Dar fie ce, ce promitea. Acum am pământul din Valea Vlăicii. Gata, am dat șpagă 15 milioane. Îl iau. Cât am să-ți dau ție? Păi, dom'le, ai să-mi dai vreo 22.000. 44. Ai de luat 4, dar la mine 44. E bine? E bine, da? Mulțumit. Să trăiești, da. Dai mâna cu el. Bun, plecai. Mă, te duceai acasă, mâncați, făceai și cheltuieli. Dar zi-mi cu aia 200.000 cum ți-a luat atunci. No, hai că e simpatică aia. Nu, no, mai lasă. Lasă-l. Hai de zi-mi pe aia atâta cu aia 200.000. Păi fiți atenți, vine la mine în birou cu un dosar, uite așa. Tu erai la LPF, da? Ca să înțelegem... În anul, nu mai știu cât era, acum câțiva ani, da? Acum vreau câțiva ani. Așa. Bă, în genunchi, băi, mâncați. În genunchi. Bă, în genunchi, băi. S-a pus în genunchi, omul? Ce ai... Dar chiar în genunchi? Da, bă, fii atent. Tăticu, mâncați-și gura. Ajută-mă, că dau tunul vieții mele. Bă, ce tun dai, mă? Gata, am dat școală. Am luat, uite aici, actele, 70 de milioane iau în decurs de o săptămână. Dăm repede că până la ora 12 dăm 200 de mii de euro, că nu-mi dau ăștia licență. Eu știam că pierdea licența, da. Și m-am gândit, băi, am fost și eu pe la Craiova asta, pe acolo, am jucat și eu puțin, da, cum dar zicea, sunt din zona... Tăticu, zicea, tăticuță? Tăticu, așa mi-a zis, da? Până a început să dea în mine. Da. Păi nu, că în ziua aia a fost tăticuțule și a doua zi mi-aduc aminte, te-a făcut varză. Nu, mi se pare că cam a treia zi. A treia, păi da. Știu că te făcea varză la mine, mai înțeles? Da, cam a treia zi. Stai să râzi. Deci, spui, bă, băiatule, n-am bani și că nici n-aveam bani. Bă, îl pun pe Popescu să ia împrumut de la bancă, luăm împrumut la ligă și îi dau lui Mititelu 200 de mii de euro să plătească la federație. Pun și nu l-ai întrebat când ți-i dă? Ba da, atunci l-am întrebat. Și ce? S-a blestemat pe copii, pe familie, pe tot, că într-o săptămână îmi dă banii. Mm. Fă-mă că bași gura, trece vreo lună așa, mă întâlnesc cu el, băi, dă-mi banii ei, mâncați-i, ești gura, n-am să dau salariile. Băi, ce, băi, eu te-am votat degeaba?
Eu că m-am uitat. Eu să mor și altceva. Ce, bă, eu te-am votat degeaba, băi? Adică cum, bă, m-ai votat ca să-ți dau niște lovere? Dar tu ce-ai crede, bă? Și-i dau când o-și avea. Lasă-mă, dracu, îmi pace. M-am crezut că-mi stă inima, am crezut că mor. Tu-ți dai seama. N-aveam să dau salariul. Dar nu ți-ai zis, zis că ți-a mai băgat una, nu ți-a zis că ți-a zis, ce băi, dat de la tine? Ce da, 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 zice, ce băi, dat de la tine? Și eu mă uitam la el, am crezut că, mă, ia la, că, știi, că ai crezut că e drogat, nu? Că nu, că fi băut ceva. Mai glumeau câte ori. Când l-am văzut că e serios, Dumnezeule, și iese la televizor și mă face varză. Fără să am vreo vină cu ceva. Fii atent aici. Și are și vorbele la el. După aia, tu, are, e bun pe TV, da, mititelul. Băi, te face praf și da, lumea crede. După aia, ți-am spus, da, vine garda financiară. Dar cum ți-ai zis, zis, păi ce bă, te-am votat? Păi ce bă, te-am votat degeaba? Mă uitam, nu venea să cred. Băi, dar fii atent aici, de câte ori m-am fost la Creva, de două ori sau de trei ori, mi-am plătit masa de fiecare dată eu. M-a invitat la masă, dar eu am plătit masa. Da. Și plăteam vocal ca să am martori, că da, eu știam că odată și odată ăsta îmi va reproșa mie ceva. Înțelegi? Dar pe lumea v-a dat banii ăștia? Nu, ne-am mai pârlit de 2 milioane. Încă 2 milioane? Nu mi-a dat, pe ăștia ne-am mai pârlit de 2 milioane. Dar cum v-a convins să-i mai dați? Păi nu m-a convins pe mine, a venit cu un certificat de licențiere fals din partea federației. Noi n-am știut, i-am dat banii, 2 milioane și a venit garda peste noi. Ne-a luat pe toți, ne-a dus la federație, cu eu am spus, am eu vreo vină? Federația mi-a dat certificatul. Eu am dat în baza certificatului dat de federație. Și la federație a zis că e eroare materială. Dar liga a rămas fără 2 milioane. Banii i-a luat el și nevastă. Cum ai găsit nevastă? Da, păi n-a plătit pe nimeni din banii aia. Niciun jucător, niciun... A, ba stați un picuț. O jumătate din ei nu-i dădusem. Dar înainte de a veni garda financiară. Și îmi venise o adresă de la ANAF. Eu îi spun, bă, nu pot, dau banii la ANAF. Nu, dar niciun ban, că eu vin cu hârtie de la ANAF. Să-mi dai banii. Bă, dacă vii cu hârtie de la ANAF, îți dau banii. Bă, fraților, vine cu hârtie de la ANAF. Cu state, că sunt actele sunt în Liga acum. Și ce e cea hârtie? Fii atent, prin prezent vă rugăm să dați banii la clubul universitate, pentru că sunt bani de salarii. Da. Fii atent aici. Asta e ANAF. Când am văzut ceva în fața unui hârtii din astea și cu state de jucători, cu pițurcă pus acolo, cu neagoie, cu aia, la toți, pe ăsta, plus încă 100 puși acolo. Eu când am văzut asta am zis, bă, am document, n-are ce să-mi fac. Ca dovadă că atunci când a venit garda financiară și a văzut documentul și ăsta, au muiat de tot. Și acum are proces, îl bagă sigur la... Ce, măi, era de o escrocherie ieșită din comun, eu am crezut că nu e mintea lui. Dar ăștia îmi spuneau toți că el gândea toată treaba asta. Și fii atent aici, îi dau și banii aceștia. Și îl întreb pe piții, băi, gata, ți-am dat banii. Bă, a doua tranșă era 1 milion. Deci nu e așa un mizlic. Și că n-a dat banii la nimeni. Cum n-a dat banii la nimeni? Păi am statele. Tu te bă de aici, bă, că s-a luat banii, n-a dat la nimeni niciun leu. Cum mă, n-a dat nici la jucători? Bă, n-a dat un leu, nici salariile la muncitorii aia care tândeau iarba. Păi pentru ce am dat eu banii? Păi a luat nevasta și cu el. Păi cum nevasta, că nu înțeleg. Păi într-o firma nevestii. A, și a luat salarii cum ar veni doamna? Nu, da, a luat toți banii. Dar nu-i salariul, la 1 milion nu-i salariul. E... Da. Și salari bun. Liga a rămas... A rămas. A? Era o societate abreviată de el. Fiți atenți, aceasta o escrocherie ieșită din comun. De aia nu s-a prins nici federația. Era Fotbal Club Universitatea Craiova. Și pe certificat, ei au venit cu alte acte, FC Universitatea Craiova. Voi ce, FCU Craiova. FCU Craiova. Voi, nu, Fotbal Clubul Craiova. Și ainalt era Fotbal Clubul Universitatea Craiova. Voi ce înțelegeați? Semantic era totul perfect. Perfect, adevărat. Băi, frate, escrocherie de nu se prindea. Da, da. Băi, nu s-au prins procurori, nu s-au prins nimic. Când vedeai, bă, nici noi. Dar juridic? E cum? Ia mănântul. Altceva. Nu-ți dai seama. Da, numai dacă ești, cum, ai ochi de expert, vezi că e o diferență de... Așa păi, nu, dacă nu era dat în gât de cei de la club, da, către ANAF și gardă, nici în ziua de azi nu se afla despre escrocheria.